Oamenii obișnuiesc să aibă mese copioase de sărbători și aici este marea problemă. Medicii spun că aveți voie să consumați sarmale, caltaboș și cozonaș, dar în cantități mici. În mod normal, dieta persoanelor care suferă de diabet, obezitate sau boli digestive este restrictivă în preajma sărbătorilor de iarnă. Dacă vă plac caltaboșii și friptura de porc, sarmalele și cozonacul, le puteți consuma, dar în cantități foarte mici. O altă recomandare este să încercați să nu preparați mâncarea doar cu carne de porc, ci să folosiți un amestec cu carne de curcan sau de porc. Spre exemplu, răcitura, și anume pirtia, poate fi făcută din carne de curcan, iar sarmalele pot fi preparate cu carne de vită și porc. Masa trebuie asezonată cu salate pentru că acestea ajută la digestie. În plus, când mâncăm alimente foarte bogate în lipide, trebuie să aducem și furnizori de glucide curate, precum fructe și legume. La desert sunt recomandate fructele și legumele sau o felie de cozonac în loc de prăjituri cu siropuri și creme. Masa de Crăciun este bine să fie urmată de o plimbare, pentru că mișcarea scade glicemia și ajută digestia. Spiritoasele nu sunt recomandate nici persoanelor cu diabet, nici obezilor, dar nici celorlalte persoane care suferă de alte afecțiuni, dar ei pot bea un pahar cu vin în ziua de Crăciun. Mesele bogate în grăsimi combinate cu alcoolul pot cauza pancreatite acute. În general, gradul de responsabilitate a pacienților a mai crescut. Nu se mai umple așa de mult spitalul cu oameni care au exagerat cu mâncarea. Oamenii știu că tot ei vor suferi dacă exagerează.